Bună ziua, sunt Tatiana Năstas și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante subiecte. Blocul acum a inițiat consultări despre legea procuraturii, alte partide însă nu au venit. Tragedie la Căușeni, un tânăr de 19 ani a murit, iar o adolescentă a ajuns la reanimare după ce motocicleta pe care se aflau s-a izbit în stâlp. Un cutremur de mică intensitate a fost resimțit la Fălești, seismul s-a produs la o adâncime de 3 km în jurul orei 12. Un tânăr a murit, iar o adolescentă a ajuns la spital după ce motocicleta pe care se aflau s-a izbit într-un stâlp de pe marginea drumului. În urma loviturii, vehiculul a luat foc. S-a întâmplat noaptea trecută în satul Opaci din Căușeni. Potrivit poliției, șoferul de 19 ani nu s-a isprăvit cu ghidonul motocicletei când intra într-o curbă, a derapat și a ajuns într-un stâlp de beton. În urma impactului, șoferul a murit pe loc, iar fata de 15 ani care era cu el a fost transportată la spital în stare gravă. La moment, aceasta se află în reanimare. Pe marginea cazului a fost pornită o anchetă. Încă un moldovean a reușit să escaladeze muntele Everest. Alpinistul Mircea Baciu a arborat drapelul țării noastre la cel mai înalt punct de pe pământ. Cum a decurs expediția din care a făcut parte moldoveanul, vă spunem în câteva minute la știri. Peste 500 de familii din comuna Trușeni au rămas fără apă după ce firul electric de la o pompă instalată la fântâna artiziană din zona a fost rupt. Localnicii cred că cineva ar fi făcut-o intenționat. Cazul a fost înregistrat de oamenii legii, dar aceștia nu au vrut să ne ofere mai multe detalii. Eu înțeleg că îi faci la om altceva, dar cum apa să iei la atâta lume? După ce au văzut că nu au apă la robinet, oamenii au mers în pădurea din apropiere, unde se află pompa. Au observat că un fir electric era rupt și cred că cineva ar fi făcut-o intenționat. Am venit toți aici să ne vedem care-i treaba. Și aici e și niște pasnici și ne-au spus că un domn care are casa aici, a înnăit niște oameni și a venit și a scos gardul, a rupt curentul și a rămas fără de apă. Aici e un bazin acvatic care tocmai aici s-a format și dacă el alimentează atâția oameni, cum poți pur și simplu să închizi apa la atâția oameni? Localnicii dau vina de cele întâmplate pe niște persoane necunoscute care au case în apropiere de fântâna artiziană. Nu avem și faci fără de apă, nu viață fără de apă. După ce au găsit firul electric rupt și au văzut că gardul instalat în jurul fântânii lipsește, oamenii au chemat poliția. Închidem trasa, drumul într-adevăr, traseul e principal la lume. Înseamnă că noi închidem traseul cu copii, cu toate, femei, bărbați, fiindcă nu este posibil altceva. Nu trebuie să facă prostiile astea, să închidă apa la lume. Atâta lume aici locuiește, putea să vină în scris, să spună, să vorbească cu lumea. Fântâna artiziană reprezintă singura sursă de apă pentru cele 500 de familii. Pentru că au stat aproape toată ziua fără apă, oamenii au chemat aseară un electrician. Linie de 380 de volți era dată jos la pământ. Am venit, am verificat, a fost și deconectată energie electrică. Era pericol de electrocutare. La noi se primește că nu e apă. Noi personal am vrut să ne facem fântâna personală. Noi, în primul rând, nu se izvoare 40 de metri și nimeni nu dă garanții că o să fie apă. Oamenii legii au înregistrat acest caz, dar nu ne-au oferit mai multe detalii. Am încercat să vorbim despre situația creată cu primarul din Trușeni, Ion Apostol, dar acesta nu ne-a răspuns la telefon. O porțiune din tavan s-a prăbușit ieri pe holul unui gimnaziu din Bălți. Poliția susține că incidentul a avut loc în timpul orelor, dar niciun elev nu a fost rănit. Între timp, administrația instituției spune că nu s-a întâmplat nimic grav și ne-a interzis să intrăm în clădire. С прошлой недели ведутся в старом корпусе ремонтные работы. Да, при ремонтных работах может и упасть, и все, что хотите. Дети занимаются в новом корпусе. În timp ce administrația gimnaziului spune că nu s-a întâmplat nimic grav, cei din poliție susțin că o porțiune de tavan de la etajul 2 s-a prăbușit. O demonstrează și imaginile surprinse la fața locului de oamenii legii. Din fotografii se văd bucăți de lemn pe podea și o gaură imensă în tavan. Incidentul a avut loc în timpul lecțiilor. Niciun elev nu a pățit nimic, întrucât orele se desfășurau la
la primul etaj. Am încercat să intrăm în gimnaziu, dar nu ni s-a permis. Un bărbat care se afla în preajma instituției spune că a auzit o bubuitură puternică. Хорошо, что дети были как раз на уроках. И упало это, а так бы могло наделать дело. Oamenii legii au pornit o anchetă și urmează să stabilească cum s-a întâmplat totul. Câteva eleve din Japonia au trecut prin clipe de coșmar după ce au fost înjunghiate de un individ în plină stradă. O adolescentă a murit. Ulterior, atacatorul a intrat într-un autobuz și s-a năpustit asupra altor persoane. Cum s-a încheiat totul, vă spunem la știri. Avem cod galben de vânt pentru teritoriul țării. Avertizarea a intrat în vigoare astăzi dimineață la ora 10 și expiră spre miezul nopții. Vântul va bate cu putere maximă între orele 14 și 23. Rafalele vor ajunge până la 25 de metri pe secundă. În schimb, astăzi avem maxime de până la 31 de grade Celsius. Vremea își schimbă macazul la sfârșitul săptămânii, când ne așteaptă ploi cu descărcări electrice. În timp ce negocierile pentru crearea unei coaliții nu se mișcă din loc, deputații din blocul acum au organizat consultări despre legea procuraturii. La întâlnire nu au venit parlamentari din alte partide și nici reprezentanți ai procuraturii. Și în timp ce termenul în care parlamentul ar trebui să devină funcțional se scurge, nicio formațiune nu face un pas înainte în vederea negocierilor. În lipsa unei majorități parlamentare, deputații din blocul acum s-au întrunit din nou la Parlament și au propus modificări la legea procuraturii. Aceștia vor ca procurorul general să fie ales nu doar de membrii Consiliului Superior al Procurorilor, dar și de reprezentanți ai societății civile și experți internaționali. Totodată, deputații propun să fie exclusă condiția potrivit căreia persoana care vrea să candideze la funcție să dețină cetățenia Republicii Moldova. Pietru! Un eventual concurs pentru funcția de procuror general să participe și persoane care au experiență în domeniul respectiv din afara Republicii Moldova, de ce nu dintr-un stat european. Parcă tindem să ne integrăm în Uniunea Europeană, dar impunem cu condiții de cetățenie. La discuție au fost invitați și reprezentanții Procuraturii Generale, dar și cei de la Ministerul Justiției, care au lipsit. Din păcate, ei nu au venit, ar fi avut și ei probabil un punct de vedere să ne spună de ce până acum nici procuratura nu funcționează și nici alte organe de drept nu funcționează așa cum cere legea. Într-un comunicat, Procuratura Generală a declarat că a refuzat invitația pentru că discuțiile ar avea tentă politică. Cei de la Ministerul Justiției nu ne-au răspuns la telefon, nu au venit la consultări nici deputații din celelalte fracțiuni. Noi nu am văzut o invitație. Dacă nu erați dumneavoastră presa, probabil nici nu știam că a existat o astfel de, nici nu știu, masă rotundă ce au organizat pe acolo. Am accesat și pagina blocului acum, site-ul lor, nu am văzut absolut nicio informație. Bănuiesc că și în toate partidele există oameni care și-au făcut o preocupare din viitorul acestui stat și ar fi putut veni fără niciun fel de invitație și fără niciun fel de... Nici o problemă dacă și partidul lui Plahotniuc și partidul lui Șor și-ar dori un alt procuror. Care este rostul acestor discuții privind acest proiect de lege dacă Parlamentul nu este funcțional? Întrebarea celorlalți deputați din Parlamentul Republicii Moldova, de ce nu ar vota o asemenea lege? Cât despre negocierile privind crearea unei majorități parlamentare, deputații acum susțin că mingea e pe terenul socialiștilor. Suntem gata să discutăm, dar pentru ca să discutăm, cei din Partidul Socialiștilor trebuie să vină la aceste discuții, ori ei în continuare încearcă să saboteze orice discuție. Să înțelegem cu anticipatele bat la ușă? Avem nevoie de voință politică, avem nevoie de determinare, avem nevoie de curaj din partea celor care au fost aduși în Parlamentul Republicii Moldova și nu tot felul de angajamente, acorduri, acorduri de constituire a tot felul de alianțe. Noi socialiști am dat dovadă de maturitate politică, până la urmă am făcut, să zicem așa, o propunere destul de bună pentru ei. Până la urmă, țara nu are nevoie de jocuri politice, dar are nevoie de o guvernare stabilă, serioasă, care să implementeze inclusiv acele proiecte pe care le propun domniile lor. Cert este că nu se mișcă carul din loc până nu se alege speakerul,
înțeleg organele de lucru. Democrații nu ne-au răspuns la telefon pentru comentarii. Săptămâna trecută, șeful statului a cerut Curții Constituționale să anunțe care este termenul limită pentru dizolvarea Parlamentului, în cazul în care nu va fi creată o majoritate parlamentară. Echipat cu vesta antiglonț și cască militară, proaspătul președinte al Ucrainei a vizitat ieri linia frontului din estul țării. A fost prima vizită a lui Vladimir Zelenski în zona de conflict în calitate de șef de stat. Acesta a examinat pozițiile militare ucrainene din două localități și a stat de vorbă cu soldații care luptă cu separatiștii proruși. Раптово виникають такі спалахи, збільшення ворожої БПЛА, оперативно-тактичного рівня «Орландес». În haine civile, cu o cască militară pe cap și vesta antiglonț, președintele Zelenski a vizitat mai multe poziții ale militarilor ucraineni. În prima sa deplasare, în calitate de președinte, Zelenski a mers în localitățile Stanița Luhanska și Șastie. Biroul de presă al președinției, care a publicat aceste imagini, anunță că Zelenski a ajuns la aproximativ 400 de metri distanță de pozițiile separatiștilor. După ce a inspectat condițiile de trai ale militarilor ucraineni, șeful statului a menționat că acestea trebuie îmbunătățite. Vladimir Zelenski, fost actor de comedie în vârstă de 41 de ani, a fost ales șef al statului în aprilie, cu 73% din voturi, învingându-l astfel pe oponentul său, președintele de atunci, Petro Poroșenko. Zelenski a declarat că are intenția să readucă teritoriile separatiste sub controlul guvernului de la Kiev. Un moldovean de 45 de ani a ajuns în vârful celui mai înalt munte de pe pământ. Alpinistul Mircea Baciu a luat parte la o expediție montană organizată de o companie turistică din Rusia, iar zilele trecute a arborat drapelul țării noastre la peste 8.000 de metri altitudine pe Everest. Mircea Baciu a făcut parte din echipa multinațională care a escaladat vârful muntelui Everest. Pe 24 mai acesta a ajuns la o altitudine la care puțin se încumetă să urce. Înainte de a face poze la înălțime, moldoveanul și-a salutat susținătorii. Всем привет, Мирча, Молдова, город Кишинев. Все супер. Надеемся на удачное и успешное восхождение. Всем привет. Expediția s-a încheiat ieri, când echipa curajoasă a coborât. În total, 11 oameni s-au cățărat pe Everest, dintre care 6 ruși, restul fiind originari din Polonia, Letonia sau Azerbaidjan. Mircea Baciu a fost singurul alpinist din Moldova. Anu tavo stoela! Grupul a fost călăuzit de doi ghizi, unul dintre ei fiind deja la a 10-a expediție pe vârful muntelui Everest. Acesta spune că pentru ca urcușul să fie unul de succes, alpiniștii trebuie să se odihnească la diferite înălțimi, astfel încât să se aclimatizeze. Așa că toți participanții s-au oprit periodic la diferite altitudini pentru a se relaxa în lagăre. De altfel, aceștia au avut parte și de un bucătar personal, care, potrivit companiei turistice din Rusia care s-au ocupată de organizare, este recunoscut pentru munca sa în Antarctida. Primul moldovean care a reușit să urce pe Everest este Andrei Carpenko. Datorită lui, Republica Moldova a devenit a 42-a țară din lume care a reușit această performanță. Două persoane au murit, iar 16 au fost rănite azi în Japonia, fiind înjunghiată în stradă de un individ. Majoritatea victimelor sunt eleve care în acel moment așteptau autobuzul în stație pentru a merge la școală. Atacatorul s-a sinucis ulterior. Tragedia a avut loc într-un oraș situat la sud de Tokyo. Mai multe persoane aflate în stație, majoritatea eleve, au fost atacate cu cuțitul de un individ. Ulterior, atacatorul a urcat și într-un autobuz care staționa acolo și a mai înjunghiat câteva persoane. În total, 16 adolescente și 2 maturi au fost înjunghiați. O fetiță de 12 ani și un bărbat de 39 au murit mai târziu din cauza rănilor. Alte 4 persoane se află în stare gravă la spital. Suspectul este un bărbat de 50 de ani. După sângerosul atac, acesta s-a sinucis. Autoritățile nipone nu au anunțat deocamdată din ce cauză a fost săvârșit atacul. Dacă vreți să vedeți una dintre cele mai inedite competiții din lume, trebuie să mergeți în Marea Britanie. Acolo zeci de tineri s-au fugărit după o roată imensă de cașcaval.
clienții s-au ales cu bunătăți și luxații. Vedeți mai multe imagini de la cursa amuzantă la știri. Închiderea pentru aproape două luni a grădinițelor afectează negativ dreptul la muncă al părinților, o spun reprezentanții de la Centrul Analitic Expert Group în urma unui studiu. În unele cazuri, picii sunt lăsați cu bunicine, tate, ori în grija fraților și ei minori. Așa că experții le recomandă autorităților să renunțe la asistarea activității instituțiilor preșcolare. Codul muncii nu obligă niciun angajator să ofere tot concediul în bloc. Astfel, pot fi acordate concedii pentru educatori câteva săptămâni în perioada lunii august, iar restul își pot lua la dorință și la solicitare pe rând. Cu această propunere vine reprezentanta Centrului Analitic Expert Group către Ministerul Educației. Mai sunt zile numărate până când majoritatea grădinițelor de stat își vor sista activitatea pentru 42 de zile în perioada iunie-august. Se întâmplă din 2017 la inițiativa ministrului de atunci, Corina Fusu. În perioada sovietică și cea de post-independență, grădinițele activau un regim non-stop. Regimul actual de închidere pentru 42 de zile este o soluție managerială administrativ mai comodă, dar nu este cea mai bună. Anterior, mai mulți părinți au trimis o petiție online către Ministerul Educației. Chiar dacă aceasta a adunat peste 3.000 de semnături, inițiativa a rămas fără rezultat. Astfel, părinții trebuie să stea cu micuții acasă, ori să angajeze o bonă, un lux pentru mulți oameni, mai ales care muncesc în instituțiile de stat. Dacă vorbim de indicatorii demografici, avem o scădere de peste 15% a ratei natalității. Familiile cu copii cu greu se decid să aibă un copil suplimentar. Companiile se plâng că au o insuficiență de angajați. Familiile monoparentale sunt în cea mai delicată situație. Părinții sunt nevoiți să-și lase copiii cu frații mai mari și ei minori sau cu rudele în ietate. Nu știm cum se alimentează copilul, nu știm care este siguranța acestui copil, nu știm cât timp stă afară în soare sau dacă merge singur sau cu alți copii la scăldat. Mortalitatea infantilă în Moldova încă este destul de mare. Autoarea studiului recomandă autorităților să păstreze regimul de 12 luni în grădinițe și să ofere concedii scurte pentru angajați în luna august, iar restul zilelor libere pe parcursul anului. Serviciul de presă de la Ministerul Educației nu ne-a răspuns la telefon pentru a comenta. Anterior însă, Monica Babuc a scris într-o postare pe Facebook că administrațiile publice locale decid dacă grădinițele se închid sau nu în perioada de vară. Bacterii și ouă de helminț avem în multe lacuri și plaje din capitală, așa că medicii ne interzic să ne scăldăm ori să prindem bronz acolo. Curajoșii care nu țin cont de recomandări se pot alege cu boli diareice ori de piele. Dacă obișnuiți să prindeți bronz în parcul la izvor, trebuie să vă gândiți bine înainte să vă tolăniți la soare. În nisip au fost găsite ouă de helminți. Unii nu s-au uitat la lista cu bolile cu care se pot alege după odihnă și au mers acolo să facă plajă. Ne-am scăldat curat, frumos, apa e caldă, frumoasă și curată. Nisipul foarte bun, depinde și de organismul omului, după cum se prelucrează. Dacă ești puternic, înseamnă că bacteriile astea nu acționează așa. Ce să faci, mă? Situația nu e la noi. Și-am avut ieșire la mare, nu ieșim la mare, dar așa. Venim până și aici unde sunt hermenți. Nisipul plin de paraziți nu este singura problemă. Pe plajă am găsit zăcând mormane întregi de nămol, iar oamenii spun că nu au unde să se odihnească. Uite, o scos nămolul ăsta, o miros, nu pot suporta. Tătă murdărie de acolo vine, de la cimitirul cel de la Sculeanca vine tătă murdărie aici. Și tătă în apă. Se bătaie de joc. Eu fac sterilizație. Mă duc cu oțet de măr. Nu doar plaja din parcul la izvor este contaminată, spun specialiștii de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Plaja lacului Ghidighici arată ca un câmp, iarba este atât de înaltă încât nu se vede nisipul, iar gunoaiele sunt împrăștiate peste tot și cele câteva cabine de schimb sunt vechi și pline de mizerie. Apa este murdară, iar scăldatul interzis, indică un panou informativ instalat pe plaja de la Ghidighici. Acesta însă este ignorat de cei care vin la odihnă. Поймал три риб, но я не купаюсь, и вода не очень чистая. Но это для купальщиков, а для рыболовов это не вредит. Бărbatul mai spune că vede multă lume care vine aici la scăldat. Где-то неделю назад приходили какие-то ребятишки, купались.
какое-то училище, что ли, или какая-то группа, потому что они пришли, человек 15 сразу, с руководителем. Среди них был один взрослый, которого они слушались. Totuși, dacă vreți să vă răcoriți, fiți atenți unde o faceți. În lacul din parcul Valea Morilor, de exemplu, câțiva oameni au surprins 10 de pești morți care plutesc pe apă. De ce s-a întâmplat, specialiștii nu ne-au putut spune. La zona de egrement Valea Morilor, Valea Trandafirului la izvor, la Râșcani, au fost depistate de asemenea bacterii coliforme, enterococi. Paraziții care au fost depistați în apa lacurilor și în nisip pot provoca boli diareice sau de piele, atenționează medicii. În cazul apei nu poate fi nimic întreprins radical, deoarece, v-am zis că ele, lacurile sunt amplasate în locuri lăsate și ele nu sunt protejate contra poluării din exterior. În al doilea rând, ele mai mult de 20 de ani albe aceste lacuri n-au fost curățate. Specialiștii ne recomandă să ne așezăm pe bănci ori pe iarbă și nu pe nisip, dacă vrem să stăm la soare. Totodată, când ajungeți acasă, ar fi bine să mergeți imediat în duș. Ajunsă într-un hal fără de hal, subterana de pe Bulevardul Negruțea în sfârșit a intrat în reparații. Autoritățile promit că într-o lună vor încheia lucrările. În acest an, doar jumătate din pasajele subterane se vor schimba la față. Pentru restul, nu sunt bani. Cări distruse, miros insuportabil și întuneric beznă. Pasajul subteran de pe strada Negruții de mult arată ca un șantier. După ani de așteptare, trecătorii au rămas uimiți să vadă acolo muncitorii. S-au furat banii din bugetul primăriei și asta, de atât s-au ajuns la asta. De asta până acum nu s-a reparat? Da, de atât. Cum rezistați mirosului acesta? Merge și ușor. Așa. E greu. Greu, dar ce să-i fac dacă lumea așa a făcut aici? Și să luați o gură de aia? Da. Unde s-ar rezistați? Pentru început, lucrătorii de la Exdrupo dărâmă scările și dau jos tencuiala veche. Nu știu când se va termina, pentru că de început încep, de sfârșit nu vedem. Și să fie pentru oameni, nu pentru dare de seamă sau pentru păsărică acolo. Dar să trezit primarul Chișinăului sau trebuie să se trezească de astăzi înainte? Ne scuzați! În așa condiții, centrul Chișinău rușine. Da, de mult n-am fost pe aici, dar m-am mirat chiar. Responsabilii de la primărie spun că într-o lună, subterana, în care nu s-a intervenit de 20 de ani, va arăta altfel și va avea un sistem de iluminat modern. Vor fi făcute lucrări de renovare a scărilor de acces în subterană, vor fi pereții, se va intervine la pereți, tavanul, rețelele inginerești, canalizarea pluvială, plăcile de granit care sunt bune vor fi reutilizate, cele care sunt deteriorate vor fi înlocuite. După ce vor încheia aici, lucrările se vor muta la subterana din apropiere, aflată la intersecția străzilor Ciuflea și Bulevardul Ștefan cel Mare. Autoritățile spun că în acest an vor repara 10 pasaje, adică doar jumătate din numărul total de subterane din capitală. Pentru aceasta au fost alocați 10 milioane de lei. Încă anul trecut, primăria condusă atunci de Silvia Radu a promis că va repara subteranele, lucru care nu s-a mai întâmplat. Bancnote noi de 100 și 200 de euro au fost puse de astăzi în circulație. La prima vedere, acestea nu diferă prea mult de cele vechi. Singura diferență vizibilă este doar înălțimea mai mică, exact ca a bancnotelor de 50, astfel fiind adaptate la dimensiunile portofelelor. Noile bancnote sunt mai rezistente la uzură și ruperi și sunt mai greu de falsificat, a anunțat Banca Centrală Europeană. Imediat după știri începe emisiunea O seară perfectă. Hanișoara Login se află deja în studio și ne spune ce ne-a pregătit pentru astăzi. Hanișoara, bună ziua! Bună ziua, Tatiana! Suntem pe final de mai, ceea ce înseamnă că în scurt timp vor începe balurile de absolvire. Astăzi, la O seară perfectă, dăm câteva idei fetelor care sunt în căutare de rochii pentru bal și le veți vedea. În studio aștept pe Tatiana Spânu, proaspăta nevastă deja, care ne va povesti impresiile de la nunta sa de duminică seară și o cunoaștem pe fetița actorului Alexandru Pleșca, care este la fel de talentată ca și părinții ei. Ce anume face? Aflăm astăzi la O seară perfectă. Vă aștept! Anișoara, îți mulțumesc. O fetiță de 2 ani a căzut în WC-ul din curtea unei case din capitală. Micuța a fost scoasă de pompieri din gaură adâncă de 4 metri. Ea nu a pățit nimic, dar a fost dusă la spital pentru a fi examinată de medici. Incidentul s-a produs la prânz într-o gospodărie de pe strada Pădurii din sectorul botanic al capitalei. Acest bărbat spune că a încercat să scoată copila din gaură. Am luat niște frânghii la băieți de aici, la servis. Și am văzut că n-am putut să o scot. Poveniți salvatorii unei băieței.
Salvatorii au avut nevoie de 15 minute pentru a scoate fetița la suprafață. În fața locului am constatat că copilul nu putea, era foarte complicat de scos. Am intervenit cu un mecanism improvizat de către noi pompieri. În final, copilul, fetița, în vârstă de 2 ani, evacuată cu succes. Micuța nu a avut de suferit, susțin pompierii, totuși ea a fost preluată de o ambulanță și transportată la Spitalul de Copii Valentin Ignatenco din capitală, unde a fost internată pentru a fi examinată de medici. Circumstanțele în care s-a produs incidentul urmează să fie stabilite. Un cutremur de 2 grade pe Richter s-a produs azi în nordul țării. Seismul a fost înregistrat la amiază la Fălești de specialiștii de la Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Fizica Pământului din România. Cutremurul cu magnitudinea de 2,2 grade pe scara Richter a fost înregistrat astăzi la ora 11:42. Șeful Centrului de Seismologie din Moldova, Ion Ilieș, spune că seismul s-a produs în urma mișcărilor tectonice a scoarței terestre și nu prezintă pericol. Tremure de acest fel se produc pe faliile în scoarța terestră care există și în teritoriul Republicii noastre. Și datorită mișcărilor tectonice la nivel global, se produc contracții, dilatări și așa mai departe, care se transmit în interiorul plăcilor și acestea pot genera și un cutremur pe unele falii mai mici. Potrivit seismologilor, din 2014 până în 2018 s-au produs 9 astfel de cutremure care nu au depășit magnitudinea de 2,5 grade pe Richter. Astfel de magnitudini foarte mici nu pot produce careva vibrații sensibile de către oameni și de fapt acest cutremur a fost înregistrat doar de senzorii seismici. Adrenalină cu vânătăi, zgârieturi și luxații la o cursă anuală desfășurată în Marea Britanie. Tineri din toate colțurile lumii sunt tentați să prindă o roată mare de cașcaval care coboară de pe un deal. Nici vânătăile sau loviturile primite nu îi opresc să se rostogolească spre victorie. Marea competiție amuzantă, dar și dureroasă, are câteva reguli simple. După ce se dă startul, participanții trebuie să coboare un deal înalt de 60 de metri și să reușească să atingă roata de cașcaval ce se rostogolește la vale. Medicii se află în preajmă pentru a le oferi ajutor participanților pentru că fiecare întrecere se lasă cu vânătăi și luxații. Chiar și așa, concurenții nu simt frică la coborârea dealului, iar dacă picioarele nu-i mai țin, se târăsc sau se rostogolesc. Anual, pe lângă localnicii fideli competiției, se alătură și numeroși turiști dornici de senzații tari. Marele premiu este chiar roata de cașcaval care cântărește 3 kg. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea O seară perfectă cu Anișoara Login. Eu vă spun la revedere și vă doresc o seară cât mai frumoasă!